Voy a entrenar de aquí, sí. Ah, es una chica. Buon desiderio al presente canale il che è Sonia. A te sentino, ora ti desiderio la mia Luisa. Salute! Se ne andiamo in dizio, facciamo un acest vlog, un slime. Facciamo face mai multe slime-uri. Fiecare va face cât un slime normal și cât un slime fluffy. Asta înseamnă, pentru cei care nu știți, un slime foarte pufos și foarte frumos. Așa că da, haideți să începem. Punem aici, cam jumătate aproximativ. Pentru că va trebui să ne ajungă slime-ul să facem și fluffy slime. Cred că cam atât. Clear, cum este al lui Zic. Al meu este un lipici ca și aracetul, este lipici alb. Deci al meu va ieși alb la final și aia e transparent, dar nu contează că oricum la un moment dat o să și colorăm. O să pun foarte puțină glicerină, că dacă pun prea mult apoi nu se va face. Și dacă mai trebuie, după o să mai pune, bine? Da. Nu, am pus cât trebuie, mai că trebuie să amestecăm mult. Vedeți, deja a început să se prindă, oh my god. Ia urma asta, rezolvăm o treabă. Mi-e frică să-l iau în mână, în ambele mâini, că o să mă fac plină de slime. Păi deja a ieșit, mă, că trebuie să mai adăugăm un pic. Ok, da, mie mi-e ser, că deja nu se mai lipește atât de tare, vedeți? E foarte fain. Nu-i pe jos? Nu da pe jos. Oh my god, fain arată, nu faci acum. Va, încerc să pui. Tot ce e pe mână dacă nu se iau cum cu slime. Vai de mine. No. Uite, efectiv, tare. N-am planificat să zic așa acest lucru. La meu nu mai e atât de bun, dar cam stupid. Da, uite, avem stupid ce amândouă. Ce tare! Oh my god! Super! Acum urmează la mine, așa-i? Da. Ok, cred că sunt o cuvățișorul acela. Da, eu cred că să fac al meu albastru. Chiar, că la tine chiar se aude fain. Dar... Oh my god, super fain. Cred că se fac la sfârșit și... Da, chiar e foarte tare cu slime, poți să faci și baloane, o să încercăm să facem. Sper să nu fie prea mare. O slime-urile, pentru că nu poți să faci orice dimensiune de slime, cred. Wow, cred că o să arate super drăguț, sper, adică. Așa, nu o să arate, sau poate și mai frumos. Da. Am amestecat albastru cu al tău. N-are nimic. Ia, acum luăm și noi mâna. Ia să vedem a meu cum sună. La mine sună. Ia să luăm și noi puțină mână și să îl întindem. Wow! Da, îmi place mult. Nu prea să mă bine. Wow! Așa, e super fain. Ok, iar acum haide să trecem la următorul slime și tip de slime, care este fluffy, adică pufos. Sper să iasă foarte tare și acela. Atunci, dacă deja-i foarte mult, așa, iar acum amestecă foarte bine. Și datorită acestei spume de rasă se iasă destul de pufos slime-ul. Da, și eu, pentru că eu chiar îmi doresc foarte mult un slime pufos. Tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. Okay, mama, scrum un pic. Și apropo-mi terminat. Uite, ce mare! Da, mi se prinde. Nu contează, știi, că după 3. Oh my god. Prende-o parte. Wow.
Mamă, cât de pufos, deci nu cred. Se moare, deci credeți-mă, deci dacă aș putea pe bune, chiar v-aș da și voi să încercați să vedeți și voi să-l atingeți. Mai aveți cât de pufos. Eu pentru chestia asta trebuie să-ți mulțumim foarte mult pentru spuma de rasa ta, pentru că datorită ei acum slime-ul nostru este foarte frumos și foarte pufos. Mi-e place nou, oh my god. Deja nu se mai lipește și deja eu pot să pun colorantul. Eu nu vreau. Foarte puțin nu se mai lipește. Aoleo. Inca mea e și mai mare de aia. Da. Cum a fost la mea, știu, trebuie să mai pun un cerit. Uite, ia și partea asta. Vai, Luiza. Acum o să ne certe Liu și că am făcut dezordine acum și mizerie. Nu ne-a fost destul că am luat la cum am spus mai glicerina. Dar ia. Ok, stai, ia mâine. Aoleu, de-aproape o terminăm. Oricum eu zic că merită. Amestecă bine, bine. Uite, deja începe să mi se mai ridică. Mamă, dar tu cred că e și mai fain. Ia să vedem. Mamă, ești parcă a ei bezea, parcă despre bune. Oh, dar e prea. Uitați-vă, a mea deja nu se mai lipește. Ia uitați-vă. Nu pot să-l țin, mă, e prea mare. A mea scoate sunete foarte faine. Ia, bine este. Mă ajut Sonia, că nu pot să-l... Da, o să te ajut. Mamă, asta înseamnă chiar că ai și bine. Deci și miroase bine și arată bine. Mamă, stai că îi mai pun un pic. Bine, ai văzut că și la meu. Știi că atât e puțin mai mare. Un pic mai mult. O, și-a mai rămas încă jumătate de sticlă. Ce tare. O, deja atât începe să se prindă mai bine. Da, de degete. Bun. Vai, Liza, cred că... Dacă mai stă mult cu slime-ul ăla mâna de lipicios, cred că o să începe să se enerveze și gata. Dar nu se mai lipește, absolut da, deloc. Da, e foarte de mult. Nu, iau că nu vreau să fac ca și tine. Uitați-mă ce drăguț este. Deci se pare că, eu știu am chestia asta. Pui, că deci dacă este, deci chiar dacă este lipiciul transparent, dacă pune spumă de ras, tot va ieși alb. Ce să zic pe tare? Aoleu, am luat acum mai vai, Luiza. Ok, eu deja cred că se pot să pun acum colorantul. Yay! Dacă nu ți-a ieșit de data aceasta ție foarte bine slime-urile, sunt sigură că data viitoare să iasă mult mai bine. Cam acesta a fost videoul, sper că v-a plăcut, noi doi ne-am distrat foarte tare împreună. Sunt sigură că de acum încolo o să începem să facem și mai multe slime-uri. Și da, noi ne vedem data viitoare, vă pupăm, pa!